Decizia care îi lasă pe români fără servicii stomatologice mai ieftine i-a revoltat și pe medici. Aceștia protestează față de directiva colegiului, astfel că, din nou, sistemul sanitar riscă să se blocheze. Și mergem în direct la colega mea, Bianca Chivu, are toate detaliile. Bianca, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Sunt 10 de medici în momentul de față, vor să intre în ședința Colegiului Medicilor Stomatologi. Vor aceștia să-și ceară drepturile, pentru că, spun ei, o decizie a Colegiului Medicilor Stomatologi poate să lase, iată, să închidă până la urmă 15.000 de cabinete stomatologice din toată țara. În acest moment au venit oamenii ei și vor să intre în ședință să le spună celor care conduc Colegiul Medicilor care sunt nemulțumiți. Ce s-a întâmplat mai exact? Colegiul Medicilor Stomatologi a luat decizia de a împărți cumva procedurile pe care le fac medicii stomatologi, în sensul în care practic oamenii vor plăti mai mult pentru aceste servicii. În același timp, acești medici pe care îi vedeți în imagini, medici care au terminat facultatea de medicină, au competențe pentru a face diferite proceduri. Ei bine, Colegiul Medicilor Stomatologi își dorește ca fiecare procedură să fie făcută de un specialist separat. În tot acest context, oamenii pe care îi vedeți aici, iată, vor rămâne cel mai probabil fără cabinetele la care lucrau, pentru că vorbim despre 15.000 de cabinete care se vor închide dacă această decizie a Colegiului Medicilor Stomatologi nu va fi anulată. În același timp, li s-a promis din partea Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, că vor avea o discuție astăzi, prin care, iată, în urma acestei discuții, practic, va fi anulată această decizie a Colegiului Medicilor Stomatologi. Întrucât, spune ministrul Alexandru Rafila, nici el nu știa despre această decizie. În tot acest timp, iată, sunt aici medici stomatologi veniți din toată țara cu mesaje pentru colegiu, spun în felul următor: transparență și decență. Am venit cu micul mare, să spunem în gura mare, la colegiu e mafie. De asemenea, acești oameni cer și demiterea președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi.